Astăzi, primarul Comunei Căzănești, Aurel Popescu, a depus spre finanțare două proiecte prin Programul Național de Investiții Anghel Saligny, astfel încât comuna pe care o conduce să poată beneficia atât de sistem de alimentare cu apă, dar și de modernizarea drumurilor de interes local. Astăzi au fost depuse spre finanțare două proiecte prin Programul Național de Investiții Anghel Saligny. Primul proiect este legat de finanțarea unui sistem de alimentare cu apă și stație de tratare a apei în satul Gârbovățul de Sus, Comuna Căzănești, în valoare de peste 4 miliarde de lei. Iar al doilea proiect vizează modernizarea drumurilor de interes local în satele Căzănești, Valea Coșuștei, Ercea din Comuna Căzănești, în valoare totală de peste 7 miliarde de lei. De asemenea, tot prin Programul Anghel Saligny, Consiliul Județean Mehedin a depus un proiect pentru reabilitarea și modernizarea drumului județean 671E pe tronsonul Pârvulești-Căzănești. Primarul Comunei Căzănești a transmis un mesaj pe pagina sa de socializare. Vreau să-i mulțumesc pe această cale domnului Aladin Georgescu, președintele Consiliului Județean Mehedinți, pentru interesul acordat comunei noastre. În prezent avem în derulare următoarele investiții: reabilitarea și modernizarea școlii generale din Comuna Căzănești, modernizarea iluminatului public pe LED finanțat prin administrația Fondului pentru Mediu, sistem de alimentare cu apă, canalizare și stație de epurare în Comuna Căzănești prin PNDL 2. S-a depus documentația de actualizare a sumelor necesare implementării acestui proiect. Așteptăm aprobarea de la Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației pentru a putea demara procedura de licitație, a transmis primarul pe pagina sa de socializare. Acesta mai spune că vrea să recupereze cât mai repede posibil cei 35 de ani de inactivitate pe care i-a avut până acum Comuna Căzănești.